În weekendul 26-28 iulie, frontiera română-sârbă va fi redeschisă pentru pasionații de ciclism la punctul de trecere de la Otelec. Cicliștii vor putea traversa granița pe bicicletă pe un traseu de 37 de kilometri, care pornește din Timișoara și urmărește cursul râului Bega până la frontiera cu Serbia. Pe pista de biciclete se va putea circula între orele 8 și 20, iar pentru traversare este necesar doar un act de identitate. Tot în această perioadă, frontiera va putea fi tranzitată și pe cale navigabilă. Inițiativa lansată de Consiliul Județean Timiș în colaborare cu Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timiș susține transportul sustenabil și promovează zona canalului Bega ca o destinație verde, deschisă turiștilor și recunoscută internațional, a declarat Alin Nica. În cadrul acestui proiect, Consiliul Județean Timiș colaborează cu Administrația Bazinală de Apă Banat și Primăria Zrenjanin.